Pe lângă o zi însorită, primăvara a adus și o zi de lucru elevilor. Astfel, elevii și profesorii școlilor au ieșit să facă ordine în curțile instituțiilor de învățământ și pe spațiile verzi ale orașului. Echipați cu mături, greble, elevii au pornit la marea curățenie. Bună ziua, ce faci aici? Greblăm parcul. Pentru ce? Pentru de Paști să fie curat. Curățenie pentru pregătirile de Paști. În ce stare ați găsit? Foarte murdar. Foarte murdar. Pentru că sunt oameni care nu strâng de urma lor și plus frunzele care au căzut pe copaci. Noi am venit să facem ordine. Pentru ce ordine să faceți? Ca să ocrutim natura, să fie ordine în parc, ca lumea să, poată odihni, să se poată odihni. În parc astăzi noi am venit pentru a face o curățenie frumos. Avem nevoie de un oraș curat, frumos, îngrijit. Avem nevoie de sănătate, dar pentru a avea nevoie de sănătate, noi trebuie să fie totul ordine în jur. Foarte mare murdărie și când a venit, sticle stricate, răsărit. Ar fi de dorit nu numai să facem curățenie, dar lumea să păstreze. E o rușine mare pentru orașul nostru. Sunt atâția oameni și trec nepăsători pe lângă râsul care îl fac aici și alții. Desfășurarea acestei acțiuni inițiate de primărie în apropierea Sfintelor Sărbători a avut ca scop amenajarea orașului. Cadrul acțiunii Hai Moldova, rază cu acțiunii de salubrizare a orașelor satelor, în parcul respectiv se petrece curățirea parcului după iarna care a trecut. Am dat să se vede că se primește, au mult de lucru, după cum observați, de acum două unități de transport au plecat încărcate, acum se mai încarcă încă două unități de transport și rugăm ca toți cetățenii să iasă, să facem orașul nostru curat și frumos. Căpătând un aspect mai îngrijit al orașului, a început a se simți atmosfera apropierii Sfintelor Sărbători de Paști. Însă e de dorit ca acest aspect curat să fie menținut permanent, nu doar la apropierea sărbătorilor.